Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Lorena și Laurențiu s-au despărțit! Fosta concurentă de la Casa Iubirii a izbucnit în lacrimi, a trebuit să las relația, chiar dacă sunt sentimente. Lorena și Laurențiu s-au despărțit, iar vestea a venit ca o bombă. Cei doi păreau a fi cuplul perfect, însă se pare că aparențele au înșelat, iar relația dintre cei doi nu a fost deloc una roz cuplul ce părea a fi unul extrem de stabil s-a destrămat. Lorena și Laurențiu s-au cunoscut în emisiunea Casa Iubirii, sezonul 2, și au continuat relația după terminarea show-ului. Cei doi au luat relația în serios și s-au mutat împreună. Postările zilnice de pe social media îi arătau pe Lorena și Laurențiu ca fiind cuplul perfect și fericit. Ei bine, Lorena a dat într-un final vestea conform căreia ea și Laurențiu nu mai formează un cuplu. Lorena în lacrimi după despărțirea de Laurențiu Invitată la emisiunea Culisele Iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Lorena a făcut tristul anunț, cu lacrimi în ochi. Ea și Laurențiu s-au despărțit. Cred că el nu este ceea ce-mi doream, ce visam. Faptul că ne-am cunoscut în emisiune nu a fost suficient cât să ne cunoaștem atât de bine. Din păcate, nu am trecut peste testul de afară. Știu foarte bine peste ceea ce nu pot să trec și nu voi trece, chiar dacă sunt sentimente. M-am gândit de multe ori că el e sufletul meu pereche, am sperat și am luptat foarte mult pentru asta. Știu că tot timpul am spus că dacă există sentimente, niciodată nu voi accepta ca relația să se termine. Din păcate a trebuit să fac asta, chiar dacă sunt sentimente, a mărturisit Lorena în cadrul emisiunii. Deși rănită, Lorena a ținut să-i transmită un ultim mesaj fostului ei iubit, alături de care a petrecut câteva luni împreună. Să se prioritizeze, să se pună pe el pe primul loc de acum încolo, așa cum voi face și eu. Cred că asta este soluția.